România se confruntă cu o criză majoră a sistemului de sănătate pe fondul deciziilor proaste luate de actuala guvernare, care a eșuat în lupta cu pandemia. Sistemul sanitar cedează atât pentru că deciziile nu au fost luate în colaborare cu specialiști, dar și pentru că adesea au fost contradictorii și chiar aberante. Am văzut zilele acestea că ministrul sănătății, Nelu Tătaru, se pregătește de ceea ce liberalii numesc reformă. Tătaru a declarat că 80% din managerii spitalelor din România ar trebui schimbați, iar coordonarea acestora ar trebui să vină de unde? De la Ministerul Sănătății. Cu alte cuvinte, trebuia ca sistemul, deși nu mai poate face față incompetenței, să fie umplut până la refuz de politrucii Partidului Național Liberal. Vă reamintesc doar câteva exemple elocvente ale reformei Partidului Național Liberal în sănătate. Spitalul de la Neamț este cel unde Partidul Național Liberal a numit un manager fost patron de pompe funebre. La Craiova au pus la conducerea spitalului o persoană condamnată pentru fals și uz de fals. La un alt spital orășenesc, din Câmpeni, au pus la conducere un chelner. De la DSP București, unde s-au gândit să numească un om competent, pe fina ministrului educației Anisie. Iar ministrul sănătății nu s-a lăsat mai prejos și și-a pus verișoara la conducerea antibiotice Iași, iar pe fratele său la ISU Vaslui. Spitalele de performanță mare, cum sunt cele de la Lăscani, au rămas închise. Achiziționarea de spitale modulare, care puteau fi performante în această perioadă, au rămas închise. Aceasta este reforma în sănătate cerută de Partidul Național Liberal într-un moment atât de delicat ca cel al tragediei de la Neamț. Tragedie care putea fi evitată dacă nu s-ar fi suprapus politizarea și incompetența factorilor de decizie. Vă reamintesc însă că ministrul Tătaru este ministrul împotriva căruia s-a depus moțiunea simplă, cu un număr covârșitor de voturi. Moțiunea a trecut, însă președintele țării și Orban nu au fost de acord să îl înlocuiască. De ce? Au crezut în acest ministru că este un ministru bun. Acum, dumneavoastră sunteți cei care analizați dacă acest ministru și-a făcut treaba. Peste toate acestea, președintele Iohannis a afirmat că reconstrucția sistemului sanitar se poate face doar dacă Partidul Social Democrat nu va mai avea majoritate în Parlament. De fapt, despre asta este vorba. Pentru Partidul Național Liberal și Iohannis nu contează decât puterea, decât alegerile, indiferent câți oameni trebuie să moară pentru că setea lor de putere să fie satisfăcută. Cazurile de COVID continuă să crească. Secțiile ATI sunt supraaglomerate. Pacienții mor pe holuri, că nu mai au loc în saloane la ventilatoare. Spitalele sunt copleșite de numărul mare de bolnavi de COVID și de deciziile absurde ale guvernului, rupte de realitate și imposibil de respectat. Lipsa medicamentelor, lipsa vaccinului antigripal sunt probleme reale cu care ne confruntăm astăzi. Numai în 2 săptămâni au murit 2000 de oameni infectați cu COVID.
Iar Partidul Național Liberal, Orban și Iohannis nu se gândesc decât la putere, decât la voturi.